Ne îndreptăm Doar un puțin că... singur lucru, Da, spune. ca să încheiem subiectul. Foarte important e că acolo nu merge ca la noi, să zic așa, în sensul că europarlamentarii se evaluați după eurobarometre, după lucruri serioase, așa cum se fac și lucrurile în Europa. Și acolo nu te poți juca să spui că ai făcut foarte multe lucruri mărețe, pentru că sunt niște cifre care sunt niște arată cifre și niște foarte... Deci acolo profiluri. dacă iei cuvântul, nu ești foarte important. Acolo ești analizat ce ai spus, ce impact are ceea ce dorești tu să faci, care sunt consecințele unei eventuale propuneri. Prin urmare, dovadă că foarte mulți parlamentari, din păcate, se așează în coada clasamentului. Avem chiar parlamentari pe locul 898 din 900, sau parlamentar, europarlamentar român, din păcate, repet. O mare rușine dacă stăm să ne gândim așa. Ce m-a impresionat, prin urmare, iar la ședința din comisii, din câte am înțeles, dacă se tot negociază și nu cad la un acord, pur și simplu se desființează acea comisie și se realege cu o altă componență care până la urmă să aducă o decizie bună și acceptată de toată lumea. E o chestie iarăși pozitivă. Discută și până la urmă cad de acord. Și dacă n-au reușit să cadă de acord, își dau demisia și să vină alții. Principiul important e rezultatul, nu? Da. O să trecem la tema emisiunii, Bistrița noastră. Avem un oraș frumos. Apropo, comparativ cu Bruxelles, când am ajuns acolo, am intrat prin niște cartiere de negri și de arabi și am rămas... Am rămas chiar speriată. Mă gândeam că o să-l chem pe domnul Avram să vină să le fac un pic de curățenie acolo, că am duceau lipsă. Noi stăteam foarte bine față de cum stăteau ei acolo. Centrul istoric era frumos, dar să știți că seara, probabil și numărul de turiști, că atunci când ai turiști, seara se mai adună și multă mizerie, doar în timpul nopții făceau curățenie. Avem un oraș frumos și curat, în opinia mea. Sau poate mult mai curat decât alte orașe. În opinia voastră, sunteți mulțumiți ca și consilier local de orășelul acesta mic și drăguț? Acum, Bistrița s-a remarcat de-a lungul timpului ca fiind un oraș curat în general. Nu putem spune că e un oraș, prin comparație, sigur, cu orașele cu din România, am putea spune în general că este un oraș curat și... Un aspect la fel de important, cel puțin din punctul meu de vedere, faptul că e un oraș liniștit, în sensul că nu sunt evenimente extrem de deosebite din punctul de vedere al siguranței publice. Avem orașe în țară, cum ar fi Constanța, sau orașe pe graniță, vedem la televiziune, cel puțin cu foarte multe probleme care nu ne le dorim. Deci, din această perspectivă, să zic că e un oraș în care te simți bine și ești în siguranță, care e un aspect important. Dane, ce părere ai? Întotdeauna e loc de mai bine. La curățenie, să știți că au existat perioade și perioade. Exista și perioade în care dacă te duceai dimineața destul de devreme, ieșai pe stradă, nu găseai curățenie nici măcar în Bistrița. Acum trebuie să remarcăm totuși că de o perioadă încoace lucrurile par a se fi îndreptat. Probabil și datorită faptului că se apropie perioada de renegociere a contractului și e bine pe ultima sută să faci acolo, o impresie bună, da. Păi vă spun eu că s-ar putea fi și mai curat dacă ar fi, de exemplu, coșuri de gunoi. Nu știu dacă ați remarcat, dar, de exemplu, în spațiile de joacă pentru copii, am doi copii mici, o fetiță de 8 ani și un băiețel de 1 an și 8 luni și așa că mai am timp să fiu mamă, mai ies cu ei pe afară. Și să știți că în spațiile de joacă nu sunt coșuri de gunoi. Și sunt murdare. Murdare. Acolo nu se ajunge? Întâmplarea face că, sau nu întâmplarea face că și noi avem copii mici, deci în jurul... Înseamnă că ați remarcat această... Am remarcat și înainte de a veni la emisiune. Am fost cu el într-un loc de joacă. Am fost, de fapt, am încercat să undeva să se joace. Avea o rachetă la el și nu am găsit. Am mers pe Liviu Rebreanu și mi-a spus cel care era... paznic sau, mă rog, de la o societate care se ocupă cu așa ceva, mi-a spus că nu avem voie și atunci am încercat în altă parte. Nu prea sunt foarte multe locuri unde am putut așa să mă joc cu el. Iar în locurile de joacă, din păcate, suntem în 2009 și
cred că dacă nu toate, cred că peste 90% nu funcționează după reguli ceea ce țin de siguranța copiilor. Deci sunt probleme cu acele fiare vechi, sunt doar vopsite și din punctul ăsta de vedere sunt foarte multe probleme. Partea cu curățenia din zona locurilor de joacă, credeți-mă că i-am condamnat de multe ori pe părinți că ei, blocul din spatele casei mele este în formă de U. Multă vreme am condamnat pe părinți și pe adolescenți că ei aruncau mizeria acolo. La un moment dat, stând cu copiii în parc, m-am trezit că eu cu ambalajul în mână, abia atunci mi-am dat seama că de fapt nu există un coș de gunoi unde să arunci. Totuși, până la ajunge la vopsi acele fiare și a cere un mobilier de joacă modern, hai să zicem că mai putem aștepta, dar cu mizeria se joace copiii noștri printre ambalaje și printre resturi de mâncare, asta chiar nu mi se pare corect și frumos. Sunt două aspecte din punctul meu de vedere la fel de importante, și curățenia și siguranța, pentru că vedeți dumneavoastră, dacă se joacă într-un loc murdar, se poate îmbolnăvi. Dacă se joacă într-un loc nesigur, se poate răni și uneori destul de grav. Este adevărat că poate că mai ușor și în primă instanță s-ar putea rezolva problema curățeniei, pentru că anumite costuri implică să pui un coș de gunoi. Bănuiesc și alte costuri, foarte costisitor. Și alte costuri implică cumpărarea unor leagăne, tobogane și așa mai departe, care să aibă toate elementele de siguranță pe care le vezi. Eu i-am cumpărat acum copilului meu un leagăn, e 10 milioane de lei, unul Kettler german, care are într-adevăr sisteme de siguranță. Din ăsta pluș pe... Nu știu dacă... Și nu știu cât a rezista să fie de un... De utilizare publică. Dar v-am zis, până acolo, hai să zic că stau eu și păzesc copilul să nu se rănească, dar totuși curățenia mi se pare o chestie absolut necesară și astăzi pe bistrițeanu.ro, de exemplu, un cetățean a postat un comentariu în care spunea că pe Cerevivu am impresia că este strada, nu știu, foarte clar, de la Polivalentă până la podul Jelnei. Da. Este un singur coș de gunoi. Iarăși o problemă. Da, eu am vorbit inițial la modul general că Bisa este un oraș curat și... Când îl luăm în mare, este curat. Da. Dacă totuși și se poate îmbunătăți și nu sunt niște investiții majore care ar sufoca bugetul local. Da, ce am remarcat eu și asta e senzația mea, că firma care gestionează în momentul de față curățenia în oraș nu mai are capacitatea necesară de a face curățenie la standarde care le dorim noi. Deci, în opinia mea, nu are capacitatea tehnică. Am sesizat că permanent acele pubele sunt pline. În zona blocurilor de locuit e foarte multă mizerie pe lângă acele locuri care sunt împrejmuite și ritmul în care sunt transportate materialele, deșeurile, senzația mea că se face mult mai rar decât ar trebui. Prin urmare, bănuiesc că e o problemă de tehnică care, nu știu dacă eu o pot rezolva până în momentul în care vom face o nouă licitație, fiindcă în caietul de sarcini sper să fim toți de acord să introducem acele elemente care o să ne dea siguranța că cel care va câștiga licitația va avea și capacitatea necesară de a gestiona curățenia la un mod profesionist. În acest an, în ultima ședință de Consiliul Local, de fapt, ați luat în discuție asfaltarea mai multor străzi din oraș și prețul avansat este destul de mare, 1 milion de euro pe kilometru. În opinia mea este destul de mare, vreau să știu părerea dumneavoastră. Domnule Mor-